Bună ziua, copii frumoși și cuminți! O nouă zi, o nouă lecție de limbă și literatură română și eu, Galina Sărbușan, vă salut cu drag la studiul textului Bătrânul Poet de Aureliu Busuioc. Și astăzi urmează să discutăm despre mesajul textului. Ne amintim din anii precedenți, dar și din acest an de studiu, că atunci când discutăm despre mesajul textului, este necesar să facem o privire de ansamblu asupra acestuia, adică a textului literar. Este necesar să identificăm tema, ideea sau ideile textului, numai decât vom discuta despre motive, figuri de stil, vom identifica și vom specifica viziunea autorului în raport cu ideea, temele abordate, dar și despre ipostazele euului liric. Doar după ce sunt clarificate aceste elemente teoretice, este posibil sau devine mult mai ușor ca să notați mesajul textului. În situația în care până acum în caietele nu este notat, vă propun să vă notați cu semn de exclamare că tema textului Bătrânul Poet de Aureliu Busuioc este creația. Deci, în textul lui Aureliu Busuioc este valorificată tema creației, iar motivele de la care pornește sau pe care le valorifică în mod artistic sunt motivele creatorului, a trecerii irreversibile a timpului, aspirației spre ideal și etc., pentru că sunt și alte motive valorificate pe parcursul textului. Atunci când discutăm despre eu liric, este necesar să urmărim trei aspecte. Ne referim la stările acestuia, la ipostazele și felurile în care poate apărea sau poate fi identificat în text. Este necesar să ne amintim că eu liric este vocea lirică în textul poetului. El este subiectiv în situația în care se comunică pe sine și atunci în text vom identifica persoana întâi și obiectiv atunci când comunică un aspect general, atunci în text vom identifica pronume sau verbe la persoana a treia. De asemenea, probabil vă amintiți că eu liric trăiește multiple stări sau sentimente. Poate avea mai multe ipostaze, discutăm despre eu liric, patriot, îndrăgostit, filozof, creator, artist, etc. Și, de asemenea, eu liric este de câteva feluri. Discutăm despre eul individual atunci când textul abundă în pronume sau verbe la persoana întâi singular, deci discutăm despre eu. Colectiv, prezența pronumelor, verbelor la persoana întâi plural. General, discutăm despre persoana a doua, deci tu sau voi. Perechea celor doi îndrăgostiți. De obicei discutăm despre persoana întâi plural, deci cuplul noi, dar să știți că perechea celor doi îndrăgostiți poate fi identificată și din perspectiva persoanelor întâi și a doua singular, deci eu și tu, atunci când discutăm, după modelul emnescian, despre o dragoste visată, dorită, dar irealizabilă. Prezentați-l pe eu liric din textul lui Aureliu Busuioc în două enunțuri pentru a formula ulterior mesajul. Eu liric, obiectiv, general, prezent prin mărcile gramaticale, și anume discutăm despre pronume și verbe la persoana a treia, el, se întoarce, aleargă, etc., meditează în raport cu soarta și locul în societate al omului de creație. Eu liric contemplativ meditează pe tema creației și a creatorului, scoțând în evidență imaginea vizuală a bătrânului poet, epitet și inversiune ce prezintă artistul în căutarea muzei a inspirației. Sunt sigură că și interpretarea voastră este sugestivă. Motivați utilizarea adjectivelor la superlativul absolut. Le-ați identificat? Deci asta este prima etapă a exercițiului nostru. Bătrânul, grozav de bătrânul poet, este un exemplu. Un alt exemplu este încep să-și declame cu glasul dogit, cu glasul extrem de dogit. Sunt sigură că ați identificat și alte exemple. Adjectivele la superlativul absolut
completate de repetiții, conturează ideea că, într-o societate superficială, poetul va rămâne un damnat. Pentru a fi mai clar mesajul pe care l-am transmis, zic că este necesar să explicăm noțiunea de damnat. Este vorba de blestemat, reprobat, care și-a atras oprobriul opiniei publice al societății. Motivați utilizarea verbelor la conjunctiv prezent. Să scrie, să rupă același caiet, de viață același caiet. Verbele la conjunctiv sunt scrise cu caractere roșii pentru a ieși în evidență. Deci, în cadrul acestui text, modul conjunctiv exprimă o acțiune posibilă, realizabilă. Prin utilizarea verbelor la acest mod personal, autorul scoate în evidență caracterul ciclic al vieții. Indiferent de câte vitregii ar avea de înfruntat, poetul rămâne fidel muzei. Punctele de suspensie finale accentuează caracterul meditativ, reflexiv al euului liric. Vă amintiți? Discutam și la un exercițiu anterior. Raportați poezia la una dintre speciile genului liric, aducând un argument. Meditația este definiția pe care vă propun, este o poezie lirică și ea cuprinde reflecții filozofice asupra lumii și vieții. Textul Bătrânul Poet de Aureliu Busuioc este o meditație deoarece autorul reflectează despre condiția creatorului într-o lume străină, într-o lume superficială. Bătrâni și bătrâne încep să-și declame cu glasul dogit. Mesajul unei poezii reiese din ideile poetice transmise în mod direct de euul liric. În funcție de tema și motivele discursului, precum și de postura euului liric-poetic, se pot descifra semnificațiile sau simbolismul mesajului. Mesajul textului este un mesaj formulat de mine, dar fiecare dintre voi poate să-și formuleze propriul enunț care ar contura mesajul textului. Sună în felul următor. Nu fiecare este apt de a cunoaște, de a trăi taina creației. Intitulează textul dat printr-o îmbinare de cuvinte proprie. Pentru mine, sugestivă este îmbinarea taina creației. Ziceam că este tema creației. Enumeră alte două scrieri care au aceeași temă, numește autorii. Cele două texte au ajuns să fie trei, ca fiecare dintre voi să aibă titluri fără a se repeta. Primul text pe care îl propun este Scrisoare cu tibișirul de Tudor Arghezi. De asemenea, vin cu un titlu din dramaturgia românească, Moartea unui artist de Horia Lovinescu. Evident, nu este cazul să uităm și de novela Sanie de Ion Druță. Sper că ați identificat și alte texte în care este valorificată tema creației. Dezvoltă într-un text coerent de 7 rânduri ideea despre necesitatea recunoașterii și susținerii activității de creație a unui artist. Lucian Blaga spunea, destinul omului este creația. Oamenii se gândesc foarte puțin la omul care este în spatele creației sau la ce a însemnat actul creației. Dacă Mozart ar fi fost contemporan cu noi, oare ar mai fi suferit mizeriile vieții sau recunoașterea creației sale ar fi determinat și recompensele materiale pe măsură? Bucuria de a crea ceva nu pentru sine, ci pentru ceilalți, mult sau puțin, este adevărata chemare a artistului. Prin acest îndemn de a fi atenți la oamenii care creează, de a aprecia ceea ce creează pentru noi, închei activitatea de astăzi, vă urez spor la lectură și o zi frumoasă!